Salutare tuturor! În acest video voi arăta cât consumă un generator de 5,5 kW cu sarcină rezistivă de 2 kW, adică o încărcare de aproximativ 40%. În general, autonomia este calculată pentru sarcini de 80%. Având în vedere că durația de funcționare a generatoarelor, cu excepția celor tip inverter, este fixă, 3000 sau 1500 rotații pe minut, este firesc să ne întrebăm dacă și cu cât se modifică consumul când sarcina este mai mică. Pentru test am alimentat generatorul dintr-un recipient extern cu 500 ml de combustibil, plus cantitatea de combustibil rămas în carburator. Condițiile de testare au fost următoare: temperatura ambientală 2,5 grade și sarcină rezistivă de 2 kW. Pentru pornire este necesară acționarea șocului, după care se apasă butonul de pornire. Imediat după pornire se împinge șocul. Dacă nu este împins, generatorul se poate opri datorită amestecului foarte bogat. Generatorul a fost pornit cu sarcina conectată. Deschid robinetul pentru a începe alimentarea cu combustibil din recipientul extern. Pornirea a fost făcută cu combustibilul rămas în carburator. Ora de început, 14:23. Deoarece recipientul este închis hermetic, motorul nu se alimentează, fiind necesar un orificiu pentru intrarea aerului. Acest segment are viteză de redare de 12 ori mai mare decât viteza reală. Secvențele redate la alte viteze decât cea normală sunt semnalizate prin inscripția Speed 12X. Deoarece viteza de redare este mult mai mare decât în realitate, consumul de combustibil devine vizibil și se poate observa cum scade nivelul combustibilului din recipient. În colțul de sus, în partea stângă, puteți observa temperatura ambientală și ora. Trebuie să aveți în vedere că sunt mulți factori care pot influența consumul unui generator. De exemplu, temperatura, tipul sarcinii, altitudinea la care este utilizat, gradul de uzură sau calitatea combustibilului. Consumul indicat de producător pentru acest model pornește la 2,3 litri pe oră pentru sarcina de 50% și urcă până la 3,4 litri pe oră pentru sarcina maximă. Ora golirii recipientului, 14:39. Ora opririi complete, 14:41. În concluzie, la un generator cu putere maximă de 5,5 kW, cu o sarcină rezistivă de 2 kW, am înregistrat un consum de 500 ml în aproximativ 16 minute, adică 31 ml pe minut, sau aproape 1,9 litri pe oră.